Este doliu imens după ce un cunoscut actor s-a stins din viață la vârsta de doar 48 de ani. Moartea lui Jeffrey Carlson a fost anunțată de rude în weekend și confirmată duminică de Shakespeare Fietă Company pentru care a lucrat într-o postare realizată pe Facebook. Totuși, cauza decesului nu a fost precizată. Potrivit informațiilor publicate de Shakespeare Fietă Company, regretatul actor a oferit interpretări frumoase și nuanțate de-a lungul unei cariere care l-a purtat de la televiziune și film pe Broadway. Printre interpretările sale se numără Lorenza în 2005, Hamlet în 2007, Free For All în 2008, dar și Romeo și Julieta în 2016. La scurt timp după tragicul anunț, postarea a strâns sute de reacții, iar oamenii au amintit de performanțele regretatului actor din Sual în acest context. O persoană a scris că acesta era un om minunat și un actor de excepție. Sincere condoleanțe familiei!